Bună ziua, dragilor! Sunt dr. Petrache, medic diabetolog și vă invit să vă abonați la canalul meu pentru cele mai noi informații. Astăzi discutăm despre modul în care căldura ne poate afecta glicemia. Diabetul zaharat este afectat de temperaturile extreme. Odată cu creșterea temperaturilor, puteți observa și creșterea glicemiei, mai ales dacă suferiți de diabet zaharat. Mai întâi, trebuie să înțelegeți că temperatura ridicată, dar și temperatura scăzută, adaugă o stare de stres asupra întregului organism. Corpul trece printr o stare de panică și eliberează hormoni ca adrenalină sau cortizol. Acești hormoni de supraviețuire fac ca ficatul să elibereze glucoză pentru a da corpului energia necesară pentru a trece peste o situație stresantă. Așadar, glicemia va trece peste limită, iar diabetul se va dezechilibra. Pentru ca situația să devină și mai confuză, pentru că, după cum știți, diabetul nu este o boală ușoară. Pot să apară și hipoglicemii în timpul temperaturilor extreme, pentru că organismul utilizează mai multă energie pentru a se încălzi sau a se răci. Toate acestea pot părea foarte complicate, mai ales atunci când încercăm să ne simțim bine în vacanță și să ne menținem un nivel normal al glicemiei. însă diabetul nu trebuie niciodată uitat. Ce trebuie să țineți minte este că nivelul glicemiei depinde și de factori externi, cum ar fi starea de hidratare, efortul fizic și alimentația. Diabetul se poate dezechilibra foarte ușor în condiții extreme. Hidratarea este probabil cel mai important element care vă ajute să rămâneți în siguranță atunci când ieșiți la plimbare pe caniculă. Lichidele simple, ca apa, sunt cele mai bune. Toate persoanele care suferă de diabet sunt predispuse la deshidratare, iar aceasta poate deveni extrem de periculoasă dacă nu e tratată. Deshidratarea poate da stări de confuzie. Așadar, este posibil să nu vă dați seama că ați intrat în hipoglicemie. Primul meu sfat, este să vă hidratați și să vă testați glicemia mai frecvent atunci când ieșiți din casă, iar afară este cald. De asemenea, trebuie să rețineți că este posibil ca medicamentele dumneavoastră să se degradeze atunci când le expuneți la căldură excesivă. Păstrați-vă medicamentele în locul potrivit, în așa fel încât să nu stea nici la căldură, dar nici să nu înghețe. Cam atât pentru astăzi. Aveți grijă de sufletul și de corpul vostru.